Salutare un bun și bine te-am găsit la un clip în care îți citesc un articol din Cristian Tudor Popescu și apoi un comentariu pe care l-am lăsat la acest articol. Consider că se asortează cu clipurile pe care le-am făcut până acum. Sunt printre puținii care tot vorbeau de Iosif Sava și m-am bucurat foarte mult că un om cu popularitatea lui Cristian Tudor Popescu a vorbit iarăși despre el. În ziua când ar fi împlinit 90 de ani, un articol extraordinar de frumos și o să-l împărtășesc cu voi. Profesorul de cultură. Prin 1992, anul în care m-am născut, 29 februarie 1992, vara, am fost numit redactor șef la, al adevărului literar și artistic. De fapt, fusese îmbrâncit în funcția asta, după ce mi se luase departamentul Societate al adevărului la conducerea căruia fusese instalat un tovarăș de nădejde, fost scânteist. De prea multe ori apăruseră în pagina socială articole în care nu numai că nu se spunea nu ne vindem țara, dar se și explica de ce n-ar cumpăra o nimeni în halul în care era. Greu de înghițit cei drept pentru publicul de atunci al adevărului. Ca argumente pentru înlăturarea subsemnatului fusese aduse scrisori primite de la redacție de la cititori indignați, care țipau nu se poate să apară astfel de materiale în ziarul nostru, e o rușine. Așa că, potrivit metodei de surghiun aplicată celor căzuți în dezgrație, primisem alte însărcinări. Adevărul literar și artistic, numele din interbelic, era un supliment de cultură al ziarului mare. Pe atunci existau reviste de cultură, închipuiți-vă. Ești bun de redactor șef la ALA, că ești așa, mai artist, zisese Sergio Andon, cu binecunoscutul zâmbet diabolic. Când am văzut cifrele de la difuzare, am înțeles de ce le-am trimis aici, ca să-mi rup gâtul de tot returul publicației trecea de 70% din tiraj. Trei din patru exemplare nu se vindeau. Ar fi trebuit închisă ieri. Veneam în locul criticului literar Constantin Stănescu, un intelectual autentic și un om bun, doar că nu avea chemare să conducă pe cineva nici spre ghișeul de plata a salariilor. Și pe cine? Colaboratorii revistei se numeau Ecaterina Oproiu, Iosif Sava, Dinu Săraru, Alice Mănoiu, Magda Mihailescu, eu purtam pe atunci niște ochelari înguști cu ramă subțire. Pe fața mea cuțitoasă mă făceau să semăn cu Tam Courtney, comisarul feroce din Dr. Jivago. Fusesem trimis să tai și să spânzur. Am citit mai întâi tot ce apăruse prin Ala, singura care scria ce trebuia, cronică de film de nivel și totuși prizabilă de către un public mai larg, era Magda Mihailescu ceilalți băteau câmpii elizeilor. Caterina Oproiu, chiar, chiar la propriu, ea fiind ani în șir, în ceaușism, singurul critic român de film invitat la Cannes, ca niște umbre vechi, incapabile să-și revină după șocul decembrie 1989. I-am spus domnului Stanescu că nu dau pe nimeni afară din sart. O să am discuții cu fiecare. Dacă înțelege ce trebuie să schimbe ca să putem crește vânzarea publicației, bine, mergem înainte împreună. Dacă nu, ne despărțim. Cel mai flexibil s-a dovedit din Useraru. I-am propus să scrie despre vremea când era director la Teatrul Mic, despre culisele scandalurilor și coliziunilor cu conducerea de partid legate de spectacole celebre ale teatrului. A acceptat imediat, cu entuziasm, aducându-mi și niște omagii, probabil din reflex, realizând că era meu Popescu, dar nu Popescu Dumnezeu. Ecaterina Oproiu oricum avea de gând să plece. Asta de vorbă cu ea era pentru mine o minune. Nu lăsam să se vadă asta. Evită din nostalgia seriilor de telecinematecă în care nu mă dezlipeam de chipul și inteligența ei cinematografică scânteitoare. La un moment dat mi-a spus că îi amintesc de Petru Dumitriu. Atunci mi s-a părut un compliment. Dumitriu, cu a sa cronică de familie, e un scriitor mare. Apoi l-am întâlnit și m-am dezumflat. Ca om, era greu suportabil. Peste câteva vreme, când găsirea dosarului de securitate al Ecaterinei Oproiu a o să-și dea demisia de la CNA, am aflat ce era în el. Dar de văzut, deși aș fi putut, N-am avut inima să fac. Iosif Sava a fost foarte direct. Domnule Popescu, dumneata ai venit să ne dai afară pe noi, ăștia, din vechiul regim. Am clătinat vag din cap. Nu, domnule Sava. Nici gând. Dar ce scrieți dumneavoastră nu are textă pe el gazetăresc. Ca noi, asta suntem ținut să facem aici. Gazetărie. Nu muzică, nu literatură, nu filozofie. Gazetărie. În acest moment ar fi nevoie de niște amintiri ale dumneavoastră din anii 50-60, când s-au întâmplat multe în cultura română, și ar fi interesant de citit m-a privit lung pe deasupra ochelarilor. Vreți, ca să zicem așa, dezvăluiri, domnule Popescu? Că asta se poartă acum. Nu, nu o să fac ce cereți. Eu o să plec și o să ne întâlnim când, veți, când, vă veți apropia de marea cultură. Căci ceva îmi spune că o să ne mai întâlnim, domnule Popescu. Bineînțeles că n-am crezut. Și totuși, așa a fost. Peste vreun an, am scris un editorial în ALA cu titlul Cultură fără ură. A doua zi, cine mă sună? Iosif Sava. Ca și cum ne-am fi despărțit prieteni ieri. Ei, Vedeți că v-ați întors la, la cultură, domnule Popescu, nu m-a totuit niciodată, nici în discuțiile private, în ciuda diferenței de statură și de vârstă dintre noi. Îmi place foarte mult cum arată adevărul literar și artistic. Vreau să vă invit să veniți la serata muzicală. Închipuiți-vă ce însemna asta pentru mine. Avem 30 și ceva de ani, eram mult mai puțin cunoscut decât astăzi, pe ecranul televizorului nu a apărut mă aproape deloc la serată, care dura numai puțin de trei ore și jumătate, reau invitați numai grei ai culturii, mult mai în vârstă decât mine. Manolescu, Liceanu, Breban, Doinaș, Paler, Paunescu, apoi uiminea. spus verde, eu îl dădusem afară pe Iosif Sava și acum marele profesor de cultură mă chema la el fără niciun fel de resentiment. Nu eram obișnuit cu astfel de gesturi. A fost o lecție pe care n-am să uit niciodată. Ce să mai zic de felul în care s-a documentat pentru emisiune? Uimirea s-a dus spre incredibil când am constatat că am citit ambele cărți publicate și toate articolele din adevărul și ala. El, Iosif Sava, eu, un tânăr dur și obraznic. Îmi vine asta în minte uneori, când vreo jurnalină sau un jurnalici de astăzi mă întreabă cum comentați, fără să asculte ce răspund, gata să scui pe altă întrebare. Cu emisiunea aceea a început, așa zicând, cariera mea în televiziune. Iosif Sava a dobărât orice record, invitându-mă de vreo șapte ori la serate. Mult mai mult decât pe oricine altcineva. Real al treilea om după Ovid S. Krohmălnicianu și De Sârbu, care avea încredere în scrisul meu, dar și în capacitatea de exprimare audiovizuală. El m-a făcut să nu mai fie rușine pentru că iubesc cultura mai mult decât viața. Iosif Sava ar fi împlinit acum 90 de ani și n-ar fi încetat să ne dea serate. Și comentariul meu. Încă în tot text. Mulțumesc. Iosif Sava avea mereu servieta plină cu cărțile invitaților. Ce lecție! Asta apropo de ce spunea Tudor Popescu, Cristian Tudor Popescu, cu privire la cum se pregătea pentru emisiuni. Eu nu mai știu vreo altă emisiune în univers în care uh, îi prezinți invitatului absolut toate cărțile. Deci dacă venea Ion și dacă nu contea cine, dacă aveai 35 de cărți publicate, Iosif Sava stătea cu tine 15 minute să spună fiecare titlu și apoi să spună aceștia sunt oamenii, cărțile rămân. Și într-adevăr, sunt operele, sunt ce, ce, a dat mai bun omul acela, adică nu poți să faci abstracție de ce are el mai frumos. Oferă timp pentru chestia asta. Nu rezuma totul în un mare scriitor sau un șe și gata, în trei secunde și... Nu, domne, fiecare titlu, să se vadă acolo că ești interesat de omul pe care le ai acolo. E incredibil de frumos. E un gest atât de... E de o... De o pe care astăzi nici nu ne mai putem imagina măcar. Imaginați-vă astăzi o emisiune, orice emisiune în care oferi 10 minute din viața ta să enumeri opera unui om. Lăsând la o parte faptul că avem din ce în ce mai puțin oameni <gură> cărora poți să le răsfoiești o operă. Încântător text. Mulțumesc. Iosif Sava avea mereu servita plină cu cărțile invitaților. Ce lecție! Stătea și 10 minute să introducă. Aceștia sunt oamenii. Cărțile rămân. Le-am dat miliarde de mail celor de la TVR să pună la dispoziția publicului serata muzicală și înapoi la argument. Aici ne sunt valorile. Aici sunt Petru Creție, Alexandru Paleologu, Neago Giovara, Solomon Marcus. Oameni, uitați azi, într-o lume fără repere. I-am cumpărat toate cărțile domnului Sava, Sinfonia Destinului, Invitație Uterpei, lista lui Sava, etc. Aici sunt, până și eu am zis, etc., nu le-am pus pe toate. Aici sunt toate emisiunile cu toți invitații. Vreau să fac clipuri pe YouTube cu recenzii din aceste dialoguri între chilimele recenzii. Voiam enorm să văd ce ați spus la acele emisiuni, să văd cum erați pe atunci, dar nu existau emisiunile niciunde. Dar nu existau emisiunile niciunde. A apărut, în sfârșit, la TV Cultural, o înregistrare cu una din acele întâlniri dintre dumneavoastră și Iosif Sava. Ce rușine, totuși, să tai emisiunile acelea de trei ore și să le reduci la 50 de minute. Le-am dat mail să pună pe YouTube toată emisiunea, chiar dacă la TV nu pot da decât 50 de minute. Poate totuși faceți acea emisiune de care vorbeați în emisiunea cu Pămânescu. Spuneați că vă doriți o emisiune despre literatură, și cinematografie ar fi grozav. Încă sper să faceți o carte despre 100 de filme și cărți care v-au marcat. Trebuie oferite mai departe valorile. Dacă prin dumneavoastră cineva o descoperă pe Ilana Malăncioiu și citește prima carte despre Dostoevski, aflând astfel de Dostoevski, nu e grozav. O oră pe YouTube, doar vă filmați, n-aveți nevoie de nimic altceva. O cameră și apoi publicul pe care deja l-aveți și care, prin artă, și-ar purifica sufletul de pe praful de zi cu zi, cum spunea Picasso. Multă sănătate vă doresc, domnule Cristian Topescu, mi de ce se va întâmpla, că nu veți mai fi nici dumneavoastră, nici domnul Patapievici, nici domnul Liceanu. Cu bune, curele, rele, rămân oameni de un anumit nivel. Sunteți printre ultimii oameni de cultură și aproape singurul al cărui caracter egalează spiritul. Foarte puțini intelectuali au și caracter. Aștept misiunea. Sper că ți-a plăcut acest mic clip, pentru că mi este foarte drag. Mi este foarte drag acest clip, pentru că e făcut din doi oameni pe care îi iubesc, Iosif Sava și Cristian Tudor Păvescu. Mi-a plăcut atât de mult că, că și-a adus aminte de, de, el și postarea s-a dus pe la 4.000 și ceva de aprecieri, măcar 100. Poate că vor căuta cu adevărat emisiunile și măcar 10 vor continua să dea mai departe aceste valori în care și eu cred. Poate sună bătrânicios, că nu mai din generația noastră, nu știu ce, dar Măi, sunt oameni excepționali, măi, n cum. Adică e dincolo de ce e la modă, ce nu e la modă. Sunt oameni excepționali, sunt atemporali. Beethoven nu e mai puțin la modă, că e învechit sau nu știu. Cam așa e și aici. Cu, 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 niște... Sunt anumiți oameni ca marile sinfonii. Nu, nu le pătează timpul, ba din potrivă. Le sporește frumusețea. Sper că ți-a plăcut acest clip, mă rog să mult un like, un comentariu, să aflu și opinia ta, cum ți-a părut și dacă îți să poți să continui să fac aceste clipuri, să ținem cu 15 lei pe patreon.com slash Mulțumesc!